m-am regăsit la seria clipurilor întrebări. Întrebarea de săptămâna trecută era cum ne putem comunica extratereștrilor înălțimea noastră. Dar întâi am pus săptămâna trecută și o întrebare suplimentară legată de gheața care plutea pe apa dintr-un pahar, și anume în cazul în care în gheață se găsește și o bilă metalică, ce se întâmplă cu nivelul apei din pahar dacă se topește gheața și, bineînțeles, bila metalică se scufundă. Am primit mai multe răspunsuri la comentarii și în e-mail-uri și am remarcat unul dintre ele, răspunsul dat de Bălan Mihai, pentru că el reușește să explice în cuvinte puține ceva ce nu-i chiar atât de ușor de explicat. Și anume, răspunsul lui este următorul. Bila, fiind mai densă decât apa, dezlocuiește un volum mai mare de apă față decât ar dezlocui o bilă de gheață cu același volum. În consecință, atunci când gheața se topește, nivelul apei scade. Perfect, felicitări! Gândiți-vă la o bărcuță de hârtie în care am pus un cub de fier cu latura de un centimetru, adică cu volumul de un centimetru cub, și care plutește pe apa dintr-un vas. Pentru că acel cub de fier, care cântărește 8 grame, plutește, el dezlocuiește o cantitate de apă care are masa 8 grame. Forța arhimetică trebuie să fie egală cu greutatea cubului de fier. Și asta se întâmplă când masa apei dezlocuite este egală cu masa cubului. Dacă îl scoatem din bărcuță și îl lăsăm să se scufunde în apa din vas, el nu va mai dezlocui decât volumul lui, adică un centimetru cub, adică de 8 ori mai puțină apă decât a dezlocuit când plutea, ceea ce înseamnă că nivelul apei în vas va scădea. Același lucru se întâmplă și cu bila de metal din gheață. Atunci când plutește împreună cu gheața, ea dezlocuiește o cantitate de apă egală cu masa ei. Pe când atunci când se va scufunda, nu va mai dezlocui decât un volum egal cu volumul ei, adică un volum mult mai mic. Și din nou, nivelul apei scade. Și acum răspunsul la întrebarea de săptămâna trecută și la sfârșit veți avea și o surpriză. Cei care au răspuns, fie în comentarii, fie prin e-mail-uri, au fost de acord că trebuie să găsim ceva ce are aceleași dimensiuni în lumea noastră, aici pe Pământ, ca în lumea extraterestrilor. Și s-au gândit foarte bine. Au dat astfel de răspunsuri Max Pleșa, Bălan Mihai, Popescu Vlad și alții, propunând să folosim ca unitate de măsură fie diametrul unui atom, fie lungimea Planck. Despre lungimea Planck voi vorbi cu altă ocazie, pentru că e o noțiune mai complicată, dar dacă vrem să folosim diametrul unui atom, trebuie întâi să fim siguri că atomii au aceleași dimensiuni peste tot în univers. Cum am putea să știm acest lucru? Ei bine, știm. Atomii au peste tot în univers aceleași dimensiuni. De unde știm? Atomii pot să emită sau să absorbă radiații electromagnetice, fotoni, putem spune, sau putem spune unde electromagnetice. E un alt mod de a spune același lucru. Fiecare element chimic are frecvențele lui de emisie sau de absorpție, care sunt caracteristice speciei atomice respective. Atunci când vorbim despre lumină, deci despre acea parte a spectrului electromagnetic care poate să producă senzația de lumină folosind ochiul și creierul uman, frecvența se traduce în senzație prin culoare. Și aici puteți să vedeți ce culori emit în domeniul vizibil atomii de hidrogen, de heliu, de neon, de sodiu și de mercur. Dar atomii nu emit doar în domeniul vizibil. Ei emit și în ultraviolet, și în infraroșu, și în domeniul radio. Deci există foarte multe frecvențe pe care le pot emite sau absorbi atomii, dar fiecare specie atomică, repet,
are frecvențele ei proprii de emisie sau de absorpție a radiației electromagnetice. Și deoarece recepționăm acelea spectre de peste tot, din toate zonele Universului pe care le putem observa, asta înseamnă că atomii trebuie să fie la fel peste tot în Univers. Iar frecvențele despre care am vorbit, cele care formează spectrul de emisie sau de absorpție al unei specii atomice, depind, printre altele, și de dimensiunile atomilor. Ceea ce înseamnă că, deoarece spectrele elementelor chimice sunt aceleași în orice parte a Universului ne uităm, și dimensiunile atomilor sunt aceleași peste tot în Univers. De fapt, nu numai că știm că atomii au aceleași dimensiuni peste tot în Univers, mai știm și că au și avut și în trecut, acum mii, milioane, miliarde de ani, aceleași dimensiuni și aceleași proprietăți. Și știm asta pentru că atunci când ne uităm la obiecte foarte îndepărtate în spațiul cosmic, nu le vedem așa cum sunt acum, ci așa cum erau, acum mii, milioane, miliarde de ani. Și chiar dacă ne uităm la obiecte foarte, foarte îndepărtate, observăm aceleași spectre, ceea ce înseamnă că și atunci atomii aveau aceleași proprietăți, deși aceleași dimensiuni pe care le au azi. Înseamnă că cel mai simplu mod de a le comunica extraterestrilor, înălțimea noastră, pare să fie prin comparație cu dimensiunea unui anumit atom. Și dacă tot facem asta, de ce să nu folosim cel mai simplu atom, atomul de hidrogen? Ființele raționale din altă parte, extraterestri, care au ajuns la o dezvoltare tehnologică suficientă ca să recepționeze semnale radio venite din Univers, cu siguranță cunosc noțiunea de atom și au și ei noțiunea de element chimic și au și ei un nume pentru hidrogen, un nume pentru oxigen, un nume pentru aur și așa mai departe. Și atunci am putea să le spunem că înălțimea noastră este de aproximativ 14 miliarde 200 de milioane de ori mai mare decât diametrul atomului de hidrogen. Dar această metodă este aproximativă. Și este aproximativă pentru că dimensiunile atomilor sunt aproximative. Nu din cauza dificultăților tehnice, deci nu pentru că nu avem noi tehnologia necesară ca să măsurăm destul de precis atomul, ci din cauza atomului însuși. Atomul nu este o sferă a cărei suprafață o desparte de restul lumii. Adică, cu alte cuvinte, atomul nu se termină brusc, așa cum se termină o sferă dintr-un anumit material. Acest lucru apare din cauza a ceea ce numim înveliș electronic. De pildă, în cazul hidrogenului, am ca nucleu protonul și am un electron care formează învelișul electronic. Iar probabilitatea de a găsi electronul la o anumită distanță de nucleu, deci dacă mă tot îndepărtez de nucleu, probabilitatea respectivă scade, dar nu devine dintr-o dată zero. La asta m-am referit când am spus că atomii nu se termină brusc. Cam așa cum e în cazul fumului. Dacă suntem într-o zonă cu fum și ieșim din acea zonă, e greu de spus când am ieșit din zona cu fum, pentru că trecerea de la zona cu fum la zona fără fum se face treptat. Dar, din fericire, există o altă metodă, mult mai precisă, pentru a comunica extraterestrilor dimensiuni, deci inclusiv înălțimea noastră, și care este legată tot de atomi. Și anume, tocmai frecvențele pe care le pot emite sau absorbi atomii. Fiecarei frecvențe îi corespunde o anumită lungime de undă. Și voi vorbi și despre asta la un moment dat într-un curs. Și dacă reușim să le comunicăm extraterestrilor despre care frecvență de emisie a, să zicem, hidrogenului vorbim, ei vor ști imediat cât este lungimea de undă a acelei radiații electromagnetice,
și folosind această lungime de undă, care este foarte precis determinată, o putem compara numeric cu înălțimea noastră și putem în felul ăsta să le comunicăm foarte exact orice dimensiune. Deci avem o metodă mult mai precisă de a comunica dimensiuni, dar care este tot legată de proprietățile atomilor. Pentru că, repet, atomii sunt aceiași în tot universul, au aceleași proprietăți, au aceleași dimensiuni. Și acum, surpriza. Noi, oamenii, am făcut deja acest lucru, ba chiar de mai multe ori. Am comunicat deja eventualilor extratereștri, printre alte lucruri, și înălțimea noastră, înălțimea medie, înălțimea noastră ca specie. A fost trimis un mesaj radio, folosindu-se cel mai mare radiotelescop de pe Pământ la data respectivă, în anul 1974. Este vorba despre radiotelescopul de la Arecibo, din Puerto Rico, pe care îl vedeți în fotografie, și care acum, în urma prăbușirii receptorului peste antenă, din cauza ruperii unor cabluri, nu mai este funcțional. Puteți găsi un material video filmat de o dronă în care se vede cum s-a prăbușit receptorul antenei de la Arecibo și găsiți linkul în descrierea acestui clip. Și asta s-a întâmplat abia cu câteva zile în urmă, la 1 decembrie. Radiotelescopul de la Arecibo, dat în folosință în 1963, a fost mai bine de 50 de ani cel mai mare de pe Pământ. Acum, cele mai mari radiotelescoape se găsesc unul în Rusia, în Munții Caucaz, numit Ratan, și îl puteți vedea aici. Acesta a fost dat în folosință în anii 70 și mai există în China un radiotelescop mult mai nou, dat în folosință în anul 2016, și care are apertura, așa se numește, de 500 de metri și pe care îl vedeți de asemenea în fotografie. Dar să revenim la semnalul radio trimis extraterestrilor. Era de fapt un semnal grafic codificat în 210 biți și puteți să vedeți imaginea transmisă aici. Dacă veți accesa Wikipedia la adresa din descriere, găsiți linkul în descriere, veți afla ce reprezintă toate semnele grafice pe care le vedeți. Intenția a fost de a transmite informații despre poziția noastră în galaxie, despre structura noastră biologică, mai precis despre ADN și altele. Înălțimea unui om a fost transmisă prin comparație cu lungimea de undă a semnalului radio purtător al acestei informații. Comparație făcută folosind codul binar. Acest semnal radio emis de la Arecibo a fost trimis spre un roi de stele numit M13, care se găsește la vreo 25.000 de ani lumină distanță de noi, ceea ce înseamnă că răspunsul extraterestrilor poate să ajungă la noi cel mai devreme peste vreo 50.000 de ani. Trebuie să avem răbdare. Dar șansa să primim un răspuns este practic zero, mai ales că astronomii nici nu sunt de acord asupra faptului dacă semnalul va ajunge sau nu la acest roi de stele din cauza mișcărilor pe care stelele și roiurile de stele le au în interiorul galaxiei. Au mai fost trimise și două plăci cu mesaje grafice, folosindu-se primele sonde spațiale făcute de om care au părăsit sistemul solar. Este vorba despre Pioneer 10 și Pioneer 11, care au fost lansate în 1972, respectiv 1973, și care arătau așa cum vedeți aici. Aceste plăci au fost prinse în exteriorul sondelor de suporții antenei. Ele sunt confecționate din aluminiu acoperit cu aur și înălțimea femeii din imagine este dată în multiplu 8. Este de fapt scris în codul binar în dreapta imaginii, în multiplu al
unei lungimi de undă din spectrul hidrogenului, lungime de undă care este descrisă în imaginea din stânga sus, adică acolo este descris ce fel de tranziție are loc în atomul de hidrogen atunci când se emite radiație electromagnetică cu această lungime de undă. Pe plăci este explicată grafic și poziția noastră în galaxie. Găsiți informații despre aceste plăci în Wikipedia la linkul pe care de asemenea l-am pus în descrierea acestui clip. Șansele ca sondele Pioneer să fie vreodată interceptate de o civilizație extraterestră sunt chiar mult mai mici decât șansa să primim vreun răspuns la semnalul radio de la Arecibo, deoarece ele vor avea nevoie de milioane de ani ca să ajungă în apropierea altei stele, în apropierea altui sistem planetar. Și este foarte greu de crezut că vor rezista atât ele cât și plăcile respective atâta timp. Deci răspunsul corect la întrebarea de data trecută este că da, putem să comunicăm extraterestrilor dimensiuni, deci și înălțimea noastră, prin comparație cu atomi sau cu lungimi de undă ale undelor electromagnetice pe care le pot emite sau absorbi atomii. Mai sunt și alte posibilități, deoarece legile fizicii par să fie aceleași în tot Universul, ceea ce înseamnă că atomii au nu numai aceleași dimensiuni peste tot, dar și toate fenomenele legate de atomi se petrec la fel în tot Universul. Și acum întrebarea de azi. Presupuneți că pe o balanță sensibilă, aflată în echilibru, foarte important, pe unul din talere se găsește un clopot de sticlă și sub clopot o pasăre colibri. Așa cum vedeți în desen. N-are importanță de fapt ce fel de pasăre este, dar am ales pasărea colibri pentru că ea poate să zboare rămânând în repaus față de aer. Așa cum poate să facă același lucru un elicopter. Și asta o face mai potrivită pentru întrebarea de azi, după cum veți vedea imediat. Balanța este deci echilibrată și la un moment dat pasărea colibri se ridică în aer, rămânând nemișcată sub clopotul de sticlă. Nemișcată față de balanță și față de clopotul de sticlă, dar în aer. Și întrebarea este dacă se dezechilibrează balanța din cauza faptului că pasărea este în aer și nu mai este pe taler. Și mi-ar plăcea dacă ați și explica de ce se dezechilibrează sau de ce nu se dezechilibrează balanța. Vă mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare. La revedere!